Au fost descinderi astăzi și în centrul capital, în centrul vechi al capitalei, care a ajuns o capcană extrem de periculoasă pentru mulți turiști străini. Aceștia ar fi fost înșelați de diversi angajați din cluburi ori restaurante care i-au îmbătat, le-au furat cardurile și codurile PIN și le-au luat sume mari de bani. Un cetățean american a fost sechestrat o săptămână într-un salon de masaj, în timp ce suspecții au luat zilnic din cont cu miile. De rușine, multe dintre victime nu au depus plângeri. Polițiștii au identificat totuși 8 suspecți. Turiștii străini erau abordați pe stradă de barmani, ospătari ori animatoare. Femeile le promiteau dansuri lascive, iar angajații localurilor le ofereau întâi o băutură din partea casei. În final, după ce îi îmbătau bine, le încărcau nota de plată. Mai adăugau un zero la suma respectivă sau repetau tranzacția de mai multe ori pentru același produs, motivând că tranzacția nu a fost acceptată inițial. Era o chestie organizată, se plăteau comisioane în funcție de clienții care erau aduși, de sumele care se încasau. Suspecții erau atenți și când străinii tastau codul PIN, apoi le foloseau cardul pentru a face și alte tranzacții. De pe aplicațiile bancare din telefonul turiștilor, își transferau diverse sume de bani în conturile personale. Abordat în același mod, acest cetățean britanic a pierdut într-o singură noapte 150.000 de lei, echivalentul la 30.000 de euro. Bărbatul a observat 16 tranzacții suspecte de care nu își amintea și a mers la poliție ca să depună plângere. La începutul lunii mai, un alt cetățean străin ar fi fost sechestrat de mai mulți suspecți care l-au ținut inițial într-un apartament din sectorul 3 al capitalei. Victima ar fi fost mutată apoi în această clădire de pe strada Lipscani din centrul istoric, unde se află un salon de masaj. Aici, bărbatul ar fi fost ținut cel puțin 6 zile, timp în care suspecții ar fi folosit cardul bancar, dar și codul PIN ca să facă mai multe tranzacții. În cele din urmă, un angajat din zonă l-a văzut la geam în timp ce cerea ajutor și a sunat la 112. Colegul meu l-a văzut și era simplu, cerea ajutor. Și atunci a sunat la urgențe și de acolo s-a rezolvat. În fiecare zi retrăgeau de pe cardul acestuia sume de 2000 de dolari. Atât era limita impusă de banca din America. Polițiștii de la investigații criminale au identificat cel puțin 4 victime care au fost audiate prin videoconferință. Numărul păgubiților ar fi mai mare, dar, de rușine, mulți au plecat deja din țară fără să depună plângere. Prejudiciul s-ar ridica în total la 100.000 de euro, cred polițiștii, care au descins la 17 adrese și au dus 8 persoane la audieri. Câte victime ați făcut până acum? Cum alegeați victimele? Cât v-ar reuși să faceți? Pe cunoscutul site TripAdvisor, mulți străini care au vizitat deja Bucureștiul nu descriu centrul vechi în termeni buni. Clădiri vechi în prăbușire, străzi presărate cu cluburi de striptease, bordeluri deghizate în localuri și baruri transformate în capcane pentru turiști. Nu m-aș întoarce! Centrul vechi este vizitat anual de sute de mii de oameni, în special străini, care vin la noi pentru distracție și băutură mult mai ieftină ca în țările lor.